bomba serii pentru Vladimir Putin. Germania a făcut anunțul. Germania, prin vocea vicecancelarului Robert Habeck, anunță că este foarte, foarte aproape de a da o lovitură puternică finanțelor din Rusia. În câteva zile Berlinul ar putea fi pregătit să scape în totalitate de dependența de petrolul rusesc. Datorită eforturilor de diversificare a furnizorilor de petrol și cu sprijinul guvernului polonez, Germania este la câteva zile distanță de a fi independentă de petrolul rusesc, a declarat vicecancelarul german Robert Habeck. Eforturi pentru a scăpa de petrolul rusesc. În 2021, importurile de petrol din Rusia au reprezentat aproximativ 35% din consumul de petrol al Germaniei, în timp ce rafinările est-germane din Scut, deținute de compania rusă de stat Rosneft și Leuna, se bazează în întregime pe țiței rusesc. Având în vedere rolul critic al acestor rafinării pentru Germania și Europa de Est, Berlinul a fost reticent în a susține un embargo petrolier. În ultima săptămână însă, Germania a ajuns foarte, foarte aproape de a se putea debarasa în totalitate de petrolul rusesc, a declarat Habeck cu ocazia unei vizite la Varșovia din 26 aprilie. Vorbind alături de omologul său polonez, Ana Moscoa, Habeck a remarcat intensificarea cooperării dintre cele două țări cu scopul de a obține rapid independența față de importurile rusești. Suntem uniți în cadrul UE și între Germania și Polonia, Trebuie să ne eliberăm rapid de sub influența importurilor rusești, a spus el, potrivit Euractiv.